În cadrul unei conferințe de presă organizată la sediul Organizației Județene a Alianței Liberalilor și Democraților în urmă cu două zile, Vasile Șalaru a declarat că elevele în școli ar trebui să învețe cum să meargă pe stradă, cu spatele drept, pieptul bombat și privirea înainte. Cred că spatele drept și pieptul bombat și privirea înainte contează mai mult și optimism pe care îl exprimă un tânăr, îl ajută după aceea să privească altfel viața și, de ce nu, cu mai multă ușurință și orele de matematică, de fizică, care câteodată mai aduc și tristețe. Tristețe prin notele pe care le primești, prin volumul mare de cunoștințe și dificultate. Vă rog. Dar spuneați că trebuie să învețe să fie o gazdă bună. O doamnă, sigur, trebuie să fie o gazdă bună. Potrivit ministrului Educației Sorin Câmpeanu, Vasile Șalaru a decis să își înainteze demisia din funcția de secretar de stat pentru a nu afecta și mai mult imaginea sistemului de învățământ din România, ca urmare a criticilor primite din partea presei pentru declarațiile sale.